Vorbim despre previziunile din 2024, de-abia aștept, pentru că de fiecare dată când tu vii cu niște previziuni, ele sunt baza pe care putem construi. Așa că ne înveți cum să ne uităm la anul 2024. Întotdeauna este bine să fim pregătiți cu informație. De exemplu, aceste previziuni nu sunt, nu ne spun ce să facem sau nu ne ghicesc, nu ne spun despre viitor. Ele ne dau niște probabilități, pentru că chinezii sunt foarte buni la așa ceva, sunt foarte buni la formule și la matematică și la tot felul de grafice și ei ne dau niște probabilități, ca la timpul probabil. Doar că au o acuratețe destul de bunuță, aș putea spune un 60-70%. Știu că este puțin 5 minute, dar ar trebui să facem o introducere în ceea ce faci ca să ne înțeleagă toată lumea. Ce înseamnă Feng Shui? Cum îți așezi? Așa dormi, ca să dau o expresie românească, unde ne așternem? Și cum ne așternem, așa vom avea viitorul așezat în fața noastră. Deci, practic, Feng Shui se ocupă cu modul în care ne așezăm în case, cum ne așezăm mobilierul, în așa fel încât poziția noastră în casă să ne încarce. Feng Shui este știința care se ocupă cu starea omului de bine în propriul spațiu, în spațiul locuit. Este o știință. Este o știință. Nu are de-a face cu superstiții, nu este împotriva credințelor noastre spirituale sau religioase, este o știință de sine stătătoare.